Anul acesta, un număr record de 60 de producători vinicoli vin în piața mari adunări naționale pentru a prezenta produsul mândriei naționale și al tradițiilor în vinificație, anunță organizatorii Zilei Naționale a Vinului, care va fi marcată pe 6 și 7 octombrie. Cea de-a 17 -a ediție va fi dedicată vinurilor moldovenești cu indicația geografică protejată. Timp de două zile, cei 60 de vinificatori vor oferi spre degustarea oaspeților vinuri produse pe întreg teritoriul Moldovei. Vizitatorii care vor dori să descopere vinul Moldovei vor putea alege să facă tururi tem care pornesc din inima capitalei spre localitățile de origine a vinurilor. Evenimentul va fi inaugurat oficial prin parada vinificatorilor din toate cele patru zone cu indicație geografică protejată, prezenți la Ziua Națională a Vinului și se va încheia cu o horă imensă. În premieră, Ziua Națională a Vinului se extinde geografic și va fi marcată simultan și peste hotarele țării. În primul weekend al lui octombrie, 5-7 octombrie, vinul va fi celebrat și în orașul Snagov din România.